Puțină lume știe, de exemplu, că din cauza unor accidentări pe care le-am suferit în timpul săptămânii, din cauza terenurilor de antrenament pe care le avem, a trebuit cu o zi înainte de antrenament să schimbăm toată tactica. Am pierdut doi jucători de bază, Coman și Beza, fără a căuta scuze, dar este un atu. Noi suntem o echipă mică, precum am spus, și nu putem să, de la un meci la altul, să ne permitem prea multe schimburi în echipă. Acesta este adevărul. Ne dorim din suflet un teren de antrenament. Echipa aceasta a făcut un progres de la un joc la altul. De aceea dorim încă o dată această mare de energie pe care din exterior să o simțim mai mult, să vedem că suntem mai mult susținuți. Și nu cerem lucruri imposibile. Cerem un teren de antrenament. Un teren de antrenament. Acesta este lucru cel mai necesar. Dar știm că în viață și în fotbal nu toate lucrurile sunt cum ar trebui să fie. Mergem mai departe. Băieții suferă, am venit de la ei din vestiar și sunt un pic cu capul în pământ, dar noi știm că suntem o echipă mică, am știut de la începutul campionatului că vor veni și aceste momente și avem încredere în continuare în ei.